Nu a dat nimeni explicații de ce s-a primit aviz sau s-a primit aprobare pentru a se construi în zona aceea, în zonă protejată. De ce pe cărbune? Când știm că de-abia am scăpat de necazurile combinatului și acum încercăm să ducem în partea cealaltă a orașului o altă sursă de poluare și nimeni n-a putut să ne dea răspuns unde sunt haltele de deșeuri. În momentul în care se pune termocentrala în funcțiune, o să fie pulveri în suspensie, dioxid de carbon tone. Deci anual undeva dioxidul de carbon depășește 4 milioane de tone. Statele sau orașele plătesc mai mult pe ecologizarea respectivă decât au câștigat din exploatare. Atâta timp cât te lupți să introduci în statul tău, în populația ta, astfel de situații, nu poate să mă ducă gândul decât la faptul că tu ai ceva împotriva propriului tău popor.